Bună seara, stimații telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi are invitat pe Silviu Crângașu, nimeni altul decât președintele Asociației Județene de Fotbal și totodată director al Clubului Sportiv Activ Prahova Ploiești. Echipa de handbal este angrenată în acest moment într-o dispută, practic a susținut primul meci în cadrul acestei competiții, o dispută care să o aducă în prim planul handbalului românesc. Liga Florilor o așteaptă, a așteptat-o și anul trecut, dar probabil că nu a fost prezentă la rând. O să vorbim cu Silviu despre atât despre fotbal, cât și despre handbal. El este un obișnuit al camerelor, a mai fost prezent în emisiunea mea. Vine acum după 2 ani și vreau să îl întreb în primul rând, Silviu, să-ți mulțumesc că ai venit în cadrul emisiunii. Și în al doilea rând, două demnități, președinte și director, una fotbalul mic, cealaltă handbalul, care deocamdată este tot mic. În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Așa. Doi ani au trecut în... Doi ani, ai văzut ce repede trec? Nu știu când au trecut. Da, este o postură care pot să spun că mă onorează din punct de vedere al managementului. Adică caut să îmbin managementul care se practică în fotbalul mic, fotbalul de bază, să-l îmbin cu necesitatea de a modifica ceva în managementul handbalului care se dorește a fi de performanță. Uh-huh. Și mă refer și la cel de bază. Spun asta în contextul în care, de când am preluat clubul, am înființat 3-4 grupe de juniori care participă regulat în competițiile organizate de federație, plus grupele de scouting care a căror activitate se desfășoară în localitățile Măneciu, Ciorani și alte localități ale județului. Hai să vorbim despre handbal în partea a doua, cum am programat-o eu, și să trecem în prim plan fotbalul. Este ceva cu care ar trebui să se mândrească Asociația Județeană de Fotbal pentru acest nou proiect al anului 2023-2024, al acestui sezon? Asociația Județeană, da, pentru că ne menținem, cum să spun, la canotaj, că și așa avem campioane mondiale, ne menținem strocul în contextul în care campioana județului, echipa tricolor Breaza, da? CSO Breaza, prin schimbarea titulatului, toată lumea știe de tricolorul, după vremea lui Costi Canghelache, a promovat în Liga a treia, întregind numărul echipelor din județul nostru, deci am ajuns la 4 echipe care activează în seria 5-a, dacă nu mă înșel, a diviziei C. Este un lucru care, exponent al activității noastre de mai jos, faptul că avem pe toate palierele la copii și juniori activități și reprezentante în competițiile organizate de federație, mă refer la elite, la junior republican și nu în ultimul rând ceea ce am realizat cu selecționata, nu neapărat rezultatele la turneu, ci faptul că am câștigat încă o dată cu selecționata județului Prahova titlul de campioană în anul ce a trecut și am fost prezenți la turneul din Bulgaria, care desfășurându-se în perioada competițională plină a noastră, nu am putut să selecționăm sau să convocăm cei mai buni jucători pentru a face față. Vrem să aduc în prim planul discuției faptul că această echipă din Breaza a pornit meritoriu drumul la Liga 3-a, faptul că a obținut o victorie, a obținut un egal, rezultate notorii pentru o echipă care vine din fotbalul mic. Dar și faptul că echipe mai titrate decât ea, vorbesc aici de Blejoi, vorbesc de Plopeni, chiar de Păulești, care este în al doilea sezon competițional, merg împiedicat, ca să nu zic chiar târâși. Da, probabil că și la Breaza a fost prima etapă așa de acomodare. Mm-hmm. Chiar vorbeam cu Marius Vișan și a spus, zic, o să șocul produs de, să spunem, de nivelul competițional, o să treacă foarte repede, în contextul în care media de vârstă este, să spun, la 19-20 de ani. Uh-huh.
a jucătorilor de la Breaza. Și în primul rând, acolo se întâlnește și se regăsește entuziasmul copiilor, pentru că să nu credeți că sunt salarii, cine știe ce salarii și așa, dar entuziasmul, plăcerea de a juca. Bine, și emulația există, aia, muzică, emulația, da. Lumea aia care vine și se strânge altfel în parcul ăla acolo. Da, da, da. Este o altă dimensiune a fotbalului. Eu am văzut meciul promovării, ca să spun așa. Putea să fie clar un meci de Liga a doua acolo, așa de multă patimă s-a... Adrenalina, da, cu penaltiuri, cu toate nebunile. Probabil că un oraș ca Breaza, un oraș stațiune care este recunoscut la nivel național, merita acest fotbal. Absolut. Și dacă vorbim despre merit și despre amvergură și viitor, care dintre echipele care se înscriu, care s-au înscris pe traiectoria noului sezon competițional la Liga A Prahova și-au manifestat dorința de a promova? Nedeclarat. Nedeclarat, normal. Prin atitudine, prin, să spunem, campania de transferări, prin modul de organizare, se subînțelege obiectivul. Corect, da? Corect. Bun. Din acest punct de vedere, au trecut la o altă etapă, să spun, față de anul trecut, Boldeștiu. A trecut la o altă etapă Câmpina, Băicoiu, Văleniu. A ajuns la 4. Da, deci sunt echipe adică care... Adică vedem aici numele astea, le vom vedea prin planul trecerii? Sunt cele care combat și nedeclarat au obiectiv promovat. Parcă mai era și Cornul pe acolo odată. Și Cornul, dar acolo, bine, este foarte bine așezată din punct de vedere managerial. Totuși, cred că fondul de jucători trebuie puțin... Periet. Da, da, da. Și Chiru? Un antrenor bun. Chiru construiește. Chiru cu el copii. De ani de zile tot construiește. Încearcă să scoate talente. Da, a încercat să aducă și ceva jucători din afară, juniori. La el e mai... E boemă, o chestie boemă. Da, dacă se întâmplă... Deci trebuie să ținem cont despre ceea ce ne-ai spus, să urmărim un Boldești, să urmărim un Băicoi, o Câmpina, Băicoi, Câmpina, Văleni. Și un Văleni. Da. Acolo la Văleni s-au terminat lucrările, am văzut că se tot cosmetizat. Au inaugurat, au, să, impropriu spus, inaugurat. Au folosit baza sportivă la două jocuri în campionat. Suprafața de joc încă trebuie suferă, da? E nouă, trebuie cosmetizată, trebuie răbdare până când ajunge la, la un nivel așteptat. Deci ochiul magic să fie anul ăsta, să ne uităm către Boldești. Boldești toate sunt. La Boldești, mă, uite, a început ca din pușcă. Bă, da, ce îmi place mie la Boldești ăsta este că n-ai zice că e an de an. E clar, a spus primarul ăla de acolo, acum 3-4 ani de zile, nu vă mai uitați la noi, că vă uitați degeaba. Eu tot m-am mai dus să-i mai văd. Bă, nu munceam în fiecare etapă, dar la 2-3 etape tot trăgeam să văd un meci la Boldești. În primul rând că este aproape de mine și în al doilea rând faptul că mă leagă niște amintiri de schelă, de petrolul, de sfârșit. Bine, acolo putem să spunem 40% din meritul câștigării Cupei României îl are Boldeștiu către petrolul. Da, marea da. Parte a jucătorilor de acolo, Sebi Tudor, Florin Pârvu, toți care au ajuns acolo, pe acolo au trecut, de acolo au trecut, acolo s-au format, acolo li s-a oferit competiție. Cum e acum? Nu facem un subiect din asta, dar măcar așa, în două vorbe. Cine tot schela bagă bani acolo? Nu, primăria. Numai primăria? Primăria. Și sponsori. Înseamnă că săraca primărie e bogată acum. Știu eu primarul, domnul primar, care prezent. Îi place fotbalul? Și primarul, și viceprimarul. Da, toată lumea. Sunt oameni care iubesc fenomenul, mai ales sigur că după ultimele rezultate, chiar am fost să-i văd la un meci. Și spune-mi, ce ajutare aduce AJF-ul către echipele de eșalonul 4? Știu că ai achesat niște fonduri după Consiliul Județean. Da, aici țin să mulțumesc pentru sprijinul acordat de către Consiliul Județean. Am, să spun, am accesat pe baza legii 350 fonduri nerambursabile destinate ONG-urilor și nu numai noi, sunt și alte asociații
și alte cluburi de, cu activitate am văzut că trebuie fotbal. S-au dat bani fără număr. Eu am considerat oportună, să spun, investiția în echipament sportiv. Multe dintre echipe suferă. De multe ori vin și spun că au jucat cu un jambier de o culoare, ceea ce e neregulamentar. Sau că tricourile sunt decolorate și nu știu cum. Ca și primă fază, o să mai inițiez un proiect pe anul următor, cred. Deci, echipament sportiv. Totodată am vorbit cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Dumitrescu, și am considerat că este necesar ca fiecare bază sportivă, fiecare club să intre în posesia unei truse medicale de prim ajutor specifică fotbalului, o geantă dotată cu tot ceea ce trebuie la asta prima să rămână la bază. Rămâne la fiecare echipă, este în dotarea fiecarei echipe la joc să prezintă cu acea geantă. Și cine este cel care o accesează? Doctorul echipei sau cine? Nu prea asistentul sunt... medical, asistentul. Doctorul, deci asistentul medical delegat sau medicul echipei. Asta e o chestie formidabilă. Da, este pe viitor avem cu de accesat fonduri special pentru anexele sportive sau, să spunem, celelalte materiale sportive, plase de porți, știu ce alte echipamente mai au nevoie. Dar astea nu sunt primăriile care ajută cu așa ceva? În ultima perioadă au fost, eu cel puțin le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat din partea unităților teritoriale, administrativ-teritoriale, pentru că au plătit și au suportat baremurile de arbitraj. Ca, așa sărăcie e, da? Ca și alt proiect aș vrea să vedem dacă putem să accesăm fonduri pentru a scuti cluburile care au grupe de copii și juniori de plata baremurilor. Adică plata baremurilor să vedem dacă este eligibilă această cheltuială. Pentru că sunt cheltuieli foarte mari la copii și juniori. Una, să-și plătească echipamentul, vin părinții și dau bani. Să-și plătească baremurile, la multe cluburi le plătesc părinții baremurile, deplasările. Și sunt niște costuri. În situația economică actuală, foarte mulți, și sunt sigur că copiii foarte talentați, au renunțat la sport pentru... din cauza asta. Pe care, bă, situația economică, ce că e înfloritoare, că se întâmplă niște trenduri ascendente. Că... asta nu pot să am înțeles. Comentez. Spune-mi, te rog, proiectul Prahova-Muntenia, despre care începuse la un moment dat să vorbești și care anul trecut și-a adus ultima fază a Prahova-Muntenia către Bulgaria, va continua în acest sezon? Adică Federația va opta pentru fotbalul ăsta? Se modifică. Se modifică. Ca și format, se modifică. Au fost prezenți în Bulgaria vicepreședintele Goga, secretarul general Gabi Bodescu, au fost permanent acolo și au văzut cam cu ce se mănâncă friptura această competiție la nivelul altor țări. Și aici pot să spun chiar Bulgaria, pot să spun Irlanda. Așa. Care Irlanda a venit cu 10 zile înainte, da, au făcut cantonament în localitatea respectivă cu antrenamente duble. Noi ne-am strâns, am ajuns cu o zi înainte de joc. Și a trebuit ca unii jucători să facă naveta la București. De la Balbena. Nu e o competiție internațională. Păi este internațional, dar aveau muncă. Asta mă repet. Păi că n-am avut posibilitate, fiind în timpul campionatului, în mijlocul campionatului, mulți dintre cei care practică la noi sunt angajați la anumite firme și vin și fac fotbalul de plăcere. Da? Păi și n-au să-și ia și un concediu, 3 zile, un medic. N-au avut cum. Au fost 2-3 jucători care n-aveau cum. Plecau, veneau. Și v-ați dus cu lot restrâns, așa? Cu lot restrâns, da. Și totuși n-ați obținut cele mai slabe rezultate. Da, dar... adică meciuri bune, vreau să spun. Au fost meciuri bune, deși ne-a fost acolo. Chiar am fost plăcut surprins de vizita primarului de la Plopu, Adrian Bălănescu, primarul de la Boldești,
domnul Bucuroiu și încă câțiva suporteri plus câțiva dintre părinții. Cred că ei au avut liber primarii ăștia. Nu, s-a întâmplat că au avut ceva un... acolo, în zonă. Da, da. Am înțeles. Vreau să te întreb dacă tu, practic, cu aceste două meserii pe care le mai ai, mai ai timp și de familie. Da. Că pleci dimineața, vii noaptea. Da. Cum? Cum? Ai grijă noapte de familie sau cum? Nu, dimineața ne salutăm dimineața și seara vă zice salut. Iar. Și ne vedem seara. Dar nu este ușor. Este clară treaba că nu e un lucru ușor. Trebuie să alergi după pielari până în centru, trebuie să vorbești despre bani, trebuie să vorbești despre condiții, trebuie să vorbești despre jucătoare noi. Îți place ce faci? Da, e un lucru care îmi dă o anumită satisfacție. Adică a fost foarte greu pentru că n-am înțeles lucrurile, cum merg lucrurile la handbal la început. Uh-huh. Și dar te-ai dumirit doar pe jur. Da, da, costă. Mi-a costat timp. Da, pentru că nimeni nu, vreau câțiva binevoitori și n-aș vrea să spun, dar tot da, spun spune, că numai... Romeo Ștefan a fost lângă și mai ceram că are expertiză. Țuțu, da, are expertiză și mai ceram un sfat, dar foarte multe, multă lume, nu știu, erau, e creată o castă, o... oamenii suspicioși și... lumea de, din spate da. Împotrivă, să zic așa. Îi regăsești peste tot. Eu am căutat să le dovedesc și în continuare fac același lucru, că nu vreau binele meu personal. Vreau binele sportului. Nu de ună zi au fost alegeri la Asociația Județeană de Handbal. Uh-huh. Cineva din sală zice, ce caută cei de la fotbal și în sală? Că aici e lumea handbalului. Am rămas siderat. E clară în tine. Nu în mine, că era și Nicu Lazăr, era și Marius Vișan, mai era directorul de la clubul sportiv școlar care era de la alt sport. Și nu, aici e lumea handbalului. Și nu, domnule drag, e lumea aici sportului. E lumea sportului. Da. Aici trebuie să facem toți front. Tot front comun să ajutăm sportul să ieșim la lumină. Prahova, facem pentru Prahova. Și? Au închis Barengura? Până la urmă, majoritatea... Și soteala asta o aud și în sală, în timpul meciurilor, să știi. În timpul meciurilor. Adică vin să se uite la handbal, la meci și vorbesc despre altceva. Da, uite, lucrul ăsta nu-l înțeleg, pentru că niciodată, de când sunt acolo, nu am creat o imixtiune între poziția mea și poziția antrenorului. Sau să vin vreodată cu ceva, vreo, să spun eu, o interferență tactică sau știu. Nu, stau în banca mea, știu ce am de făcut din punct de vedere managerial, mă consult cu antrenorul. Adică și antrenor să-și facă treaba lui. Exact, exact. Nu avem alte... Și totuși, dacă nu merge ceva rotund, nu trebuie să iei măsuri? Sau nu iei tu măsurile? Da, ne consultăm. Vorbesc cu antrenorul. Aha. Normal că în baza referatului, pe el constată. Eu nu pot să știu ce indicații a dat sportivei respective din punct de vedere tactic, tehnico-tactic. Uh-huh. Vine și spune, nu mi-a respectat. Eu am spus să fac asta și asta. Atunci facem o discuție în trei, în patru sau în funcție de persoanele implicate, tragem concluzie și dar căutăm în general să schimbăm modul de lucru, modul tadici. Acela brutal, da? Civilizat, să respectăm sportivii, să respecte și... Și dacă vedeți Silviu că nu merge așa? Nu merge să autoelimină fiecare. Fiecare dintre ele, dintre cei care fac parte din staff, vor să urmeze altă cale, sunt liber să plece. Observ că, și observați, stimații telespectatori, discuția a baleat... repejor către handbal. Dacă în urmă cu 2 ani Silviu venea în cadrul emisiunii și era provocat numai pentru fotbal, iată de data aceasta s-a ajuns și la cea de-a doua plăcere, ca să-i spun așa. Mie îmi place să-i spun plăcere, pentru că dacă tot îl văd tot permanent în preajma echipei de handbal și încercând cu tărie să depășească obstacolele care duc către Liga Florilor și nu sunt
puține, de aceea l-am și provocat și îl provoc în continuare la discuție pe această temă. Iată că a venit momentul și am trecut către handbal. Spune-mi, te rog, dacă te vei putea bucura alături de CSE Activ Prahova Ploiești la sfârșitul acestui sezon, de o dorită de cei mai mulți, sunt și destui care nu-și doresc, dar de cei mai mulți dorită promovare în Liga Florida. Păi asta vreau, să mă bucur. Vreau să avem, să spun așa, un obiectiv îndeplinit. Asta am concluzionat și cu fetele, pentru că media de vârstă este totuși destul de fragedă. Numai aici a fost anul trecut, da? Ani. Anul trecut a fost o greșeală, pentru că nu am dimensionat, nu am apreciat bine dimensiunea lotului, să spun că n-am previzionat că o să ajungem la, să spun, la 10 minute de promovare. Mă refer la meciul cu Corona. Era gata să dați peste cap. Și noi n-aveam bancă. Adică n-aveam bancă, n-aveam jucătoare care să înlocuiască, să oferim prospețime echipei în momentele dificile. Mai mult decât atât, destule dintre jucătoarele de calibru aduse la echipă pentru așa ceva, pentru astfel de meciuri. Absolut. N-au prea... Când ai obiectiv... Nu prea le-am văzut. Când ai obiectiv, lucrul ăsta trebuie să primeze. Da, da. Rulează, stimații telespectatori, pe ecrane în fața dumneavoastră imagini de la primul meci oficial al acestui sezon al Activului, o victorie absolut fără niciun fel de emoții în fața echipei din Constanța, un 39-17, 18, ceva de genul ăsta. O partidă care ne-a scutit de orice comentariu, vedeți și dumneavoastră de altfel pe acest montaj care este realizat de către Adrian Făgărășanu, care este videocameramanul clubului. Această descărcare, această descătușare, fetele le-am văzut alergând, le-a plăcut, le-a făcut plăcere să ajungă. De altfel, și aici vreau să rog regia să mă ajute, la finalul meciului am reușit să obțin două interviuri cu două sportive care s-au distanțat, spun eu, din punctul meu de vedere, zic, la această partidă, nu neapărat prin golurile marcate, cât prin dăruirea cu care au jucat, și cred că pe parcursul acestui campionat ele vor fi două dintre vedete. Hai să ascultăm ce au spus la finalul meciului. După părerea mea, ne-ar fi mai bine să jucăm cu adversari mult mai puternici, pentru că pentru obiectivul pe care îl avem, trebuie să luptăm cu adversari mult mai puternici ca să putem face față în prima ligă. Avem puține emoții, într-adevăr, dar vom strânge rândurile și vom juca mult mai bine ca astăzi, ca să aducem puncte în clasament. Așa zici tu? Așa zic eu. Se poate și mai multe goluri decât ai dat astăzi? Se poate. Tot timpul e loc de mai bine. Da, ați urmărit-o aici pe una dintre cele mai agile handbaliste ale Activului. Vrabie. Gabi. Da. Gabriela Vrabie. Și acum o vedem pe Mara Arvatu. Cred că toate ne-am simțit bine, am făcut un joc bun pentru primul meci din campionat și sperăm să ținem tot așa. Așa zis, derby, aveți săptămâna viitoare. Da. Credeți că aveți plecați cu o șansă a doua sau chiar mergeți să câștigați? Nu, noi mergem să câștigăm orice meci. Îl abordăm așa. Nu plecăm cu șansa a doua. Noi am jucat de fiecare dată bine în compania celor de la Slobozia. O să dăm tot ce putem. Cred că da. Crezi? Nu, azi a fost o greșeală. Da, încerc să nu se mai repete și... Cred că da. Crezi? Ați privit-o pe Mara, care este un monument de bună dispoziție. Nu același lucru se vede în teren, în momentele când își depășește stăpânirea de sine și când
ne-a arătat cum se pot lua două cartonașe galbene mai puțin de 10 minute. După aia a fost ținută pe bancă, nu de alta, dar risca să fie eliminată în foarte scurtă vreme. A intervenit pe final și din nou și-a dat drumul la jocul ei. Măiastru a reușit și câteva goluri, dar nu mai vorbesc despre pasele de calitate pe care le oferă. Este o tipă care, din punctul meu de vedere, ar trebui ușor, ușor să stăpânească. O tipă foarte iute, o tipă care are sub masca asta a zâmbetului permanent, pe care asta e a ei, fără discuție. Când intră în teren, este o fiară. Iar cealaltă, Gabi, un argint viu care se potrivește cu acest interviu și cu această emisiune la care invitat este Silviu Grângașu, pe care trebuie neapărat să-l întreb în urma meciurilor pe care le-am văzut de la Brașov și despre care ai vorbit acum 3-4 minute, despre acea mare surpriză care se putea înfilipa în fața echipei locale. Ați fi răsturnat practic toate calculele hârtiei și nu numai ale hârtiei, ci și ale Federației Române, care, programând acel turneu la Brașov, a dat un wild card către echipa gazdă. Și noi zicem, de aici normal, dar multă lume de aici, de la Ploiești, inclusiv eu, am zis, dar noi de ce ne-am licitat, mă, pentru turneul ăla? Da, era program, nu știu, în perioada aceea, sala sporturilor era ocupată, la oferta care, de perioadă mă refer, da, care ne-a făcut o federație, din câte mi-aduc aminte. Pentru anul acesta, Dumnezeu, dacă ne ajută să fim acolo sus, ceea ce ne dorim cu toții, inclusiv jucătoarele, după cum ați văzut, o să fac o interpelare la federație să evite programarea turneelor finale, exact, pe terenul sau în sala uneia dintre echipele angrenate. Dar asta e o chestie de moralitate, nu înțeleg, de ce nu s-a practicat asta? De moralitate nu s-a ținut cont nici la formarea grupelor. Asta despre era o vorbim, altă întrebare care vreau să o atac. Despre ce vorbim? Ploiești a picat iar într-o grupă în care nu este favorită, 1. 2. Nu este nici măcar 100% la locul 2. Fiind 100% în schimb între primele 3. Numai că iată, de data aceasta, ca și anul trecut, doar primele 2 sunt cele care beneficiază. Da, nu, și 2 dintre cele mai bine clasate după locul 3. Ca și anul trecut. Ca și anul trecut. Dar te duci, dar numai că stai într-o grupă, da, și stai și respiri greu până la final. Da. Aici avem Slatina? Da. Avem Slobozia? Avem Slatina, Slobozia și noi. Și Ploieștiul. Atât. Da. Bă, unele sportive de anul trecut te-au dezamăgit. Te-au dezamăgit, ai oftat, n-ai vorbit niciodată. Băi, să știi că te-am chemat aici să vorbești despre treaba asta. Nu trebuie neapărat să spui pe nume și chiar dacă spui pe nume și nu trebuie să supere nimeni pe teama asta. Bă, până la urmă știi care e treaba? Așa se întâmplă și la fotbal, când ai jucat și tu, când ai condus fotbalul. Bă, să termina campionatul și la un moment dat trebuie să vă despărțiți de unii, să vă aduceți alții, că așa se întâmplă. Anul trecut, ți-am spus, măcar 3-4 handbaliști au dezamăgit. Da, eu mi-am pus mare speranță în poartă anul trecut și poarta m-a dezamăgit, mai ales la turneul final, unde să nu uităm că jocul cu Slobozia de la Brașov l-a câștigat Ioana. Uh-huh. Nici de cum cea de la care mă așteptam, adică la titlul. Diaconu. Uh-huh. Da? A fost o dezamăgire pentru mine. Plus că a lăsat poarta deschisă. Da, plus m-a dezamăgit moldoveanul care acum joacă la Cisnădie. Dar păi acum a luat-o. Bine. Deci o echipă precum Cisnădie, care e o echipă, na, e o echipă de Liga Florilor, da? De ce a luat-o pe ea? În afară de faptul că am un deal cu toate fetele. Uh-huh. Dacă vreuna dintre ele are ofertă la Ligă, nu mă opun. Pentru că e spre binele ei. De exemplu, Mara Arvatu, care dovedește că are calitate. Dar ea mai trebuie să... Constanță și concentrare îi trebuie mai mult. Adică astea două sunt determinante la ea. Uh-huh. Nu mă opun. La moldoveanu a fost o treabă a impresarului, care a injectat-o pentru bani. Dar tu nu știi? Am aflat când... Ulterior. La urmă, după ce s-a dat lovită. Că o doare piciorul, că alea care contractură. Păi o contractură nu te ține 2 luni.
Mai ales că mergi și la recuperare. Mi s-a părut ceva, adică forțat ca să se conserve din punct de vedere fizic pentru a nu rata acest transfer. Deci două. Vizitiul s-a, nu știu ce, a pățit la un antrenament cu articulația la genunchi și s-a operat. Dacă aveam astea trei... Și acum e în revenire, nu? Acum, într-o săptămână, două începe. Ea ce avea? Avea prelungire contract? Până când are? Nu, ea mai are anul ăsta. Anul ăsta. Da. Da. Deci cu cele trei. Vă dați seama că la un moment dat, la partea a doua a turneului final, cea de la Mioveni, pe bancă au fost, la un moment dat, erau 9, maxim 10 fete, dintre care două erau junioare. Na, ce să joci cu ea. Și mă duc să mă bat cu Zalău. Mă bat cu Zalău în care ați văzut niște imagini cam cât de bine s-au mobilizat ei la partid. La turneul final. Atunci, despre ce mai vorbim? Nu am și nu practicăm, să spunem, metode artificiale de creștere în valoare. Nu. Fetele o să crească, am încredere în ele și să creează un nucleu bun. Băi, știi ce se întâmplă? Eu te văd discutând, eu te știu altfel pe tine, nu că te știu altfel. Te știu într-un fel în care la un dat nu ți ești de mis, dar ai o implozie. Până la explozie e cale lungă. Dar și când explodezi, pare a nu fi ok să stai pe un preajma ta. Și de aceea te întreb, cât ar trebui să mai fi călcat pe coadă până la a exploda? He, nu e mult. Nu e mult, pentru că deja s-au adunat destule. Am văzut destule. Am tăcut. N-am vrut să pun, pentru că noi reprezentăm o instituție. Și nu vreau să pun într-o lumină negativă. Aici lucrurile evidente o să ies și o să le spun. Da? Pentru că mă refer numai la handbal. Nu, lucrurile nu pot merge numai în direcția asta. O direcție care, să spun, dirijată spre parte, sau să zic, în zona obscură, a obscurității. Nu a lucrurilor clare. Să influențeze cum? Fetele astea își rup genunchii, își rup picioarele, transpiră, muncesc. Da? Și să vin să fac eu niște găinării care... Păi spunem, din zona asta obscurului, cine câștigă, mă, frate? Pe cei care au interese să o facă. Ce interese să știe de... De unde? De sus. Păi, frate, aș înțelege să se ducă în zona asta obscurului cu interese să joace cu Ostende, cu Buducnoți, cu... Dar exact. Când te bași să joci doi, trei nulele... Acum spun eu cum o las pe Deva cu un culoar... Joker jos. Da, hai, duceți-vă voi. Iar în partea cealaltă, dacă nu mă înșel, este Iașu și mai, nu știu, parcă mai e o echipă. Ce, cam puse cam cu mâna, a? Da. Deci acolo se bate Iașu. Dar asta nu se știu, măi, frate, cum le împerechează? Nu se trage în căciulă? Nu, nu se trage. S-au împărțit pe zone geografice. Eu cred că Slatina era mai accesibil să ducă pe partea aia. Și mai bine pentru noi, loieștenii. Da? Păi cum? Vine Constanța să duce la Slatina. E drum frumos. Nu, da, vrei să faci două serii. Mm-hmm. În parte țara în două, așa... Nu așa. Nu. Cu linii frânte. Da. Am fost și am văzut meciul cu Știința, pierdut la Nentabil sezonul trecut, da, aici la Ploiești, când vă făceați planuri ca, după urma unei eventuale victorii, să trecem pe primul loc. Fiți la primul loc și să vă jucați altfel șansa. Și l-am văzut în sală pe Radu Voina și pe băiatul lui, pe Bogdan Voina. Priveau acolo de la tribuna de unde stai tu pe partea cealaltă. Da. Noi, reprezentanții media, suntem pe partea nou construită a sălii sporturilor. O să vorbim și despre nou construită asta. Și am văzut la finalul meciului că te-ai întreținut cu ei, că ai avut un schimb de opinii, de păreri și așa mai departe. Ba mai mult decât atât, s-a alimentat așa o chestie precum un fum de la cabinetul papal, cum că Bogdan ar putea să vină în apropierea echipei ploieștene. A fost doar un fum sau...
El este permanent în contact cu noi, este invitat permanent în funcție de timpul pe care îl are și chiar a fost alături de noi și la Brașov. Ne leagă așa o amiciție, o prietenie, ne leagă respectul față de tatăl lui, de Radu, da? Care vorba ce... E ca... în Germania, nu pe unde e? Nu, are casă la Breaza. A revenit spre plaiurile brahovene. Da? Și campion mondial cu de glorie, cu nu Gațu, să, cu nu Munteanu, mai, sigur că da, sigur. Și oameni de la care în handbal ai ce să înveți. Având, să zicem, expertiza dumnealor, cred că este un pas înainte. Și întotdeauna, și Dragoș, și oricine comunicăm și sunt foarte aproape. Eu am vrut să, și acum nu știu, să nu fie un conflict de interese, faptul că a candidat și eu îl văd ca viitorul președinte al Federației Române de Handbal pe, pe Bogdan. Sărindu-l atunci a candidat cu, a candidat la un moment dat a fost, da, și în fața lui Alex, nu? Da, 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 da. Și Alex atunci a ales și s-a dus către Corona, către Brașov, nu? Da, da, da. Ar fi frumos handbalul românesc cu Dedo acolo, cu Voina aici, cu, adică să mai întinerească un pic, nu? E altceva. Adică să fie un altfel de sport, să spun. Uite, și Dragoș, Dragoș Dobrescu a jucat în Franța, a jucat în Portugalia. Au expertiza de acolo, au experiența de acolo, da? Bogdan a jucat în Franța. Deci vii cu alt suflu, altă viziune. E altceva. Păi am fost aici. Unde am făcut seriile cu Deva, cu Slobozia. Da. Cu... Hai să terminăm cu miticismele astea. Da. Să terminăm. Că... Da, nu avem cum. Deci nu o să terminăm niciodată până nu se schimbă ceva direct acolo sus. Nu se întâmplă nimic. Am o vorbă și mulți o știu. Yeah. Din handbal. Deci handbalul la nivelul ăsta e la nivelul Neajan Pădurean. Oh. La nivelul cooperativ. Mă refer la... La mijmașul. De ce am simțit la nivelul meu. Nu mă bag la... Am înțeles. Liga Florilor să vorbesc ce e acolo și aia. Dar aici, cu, dacă te ocupi cu lucrurile astea, ești la Liga lui Neajan. Auzi, dar tu nu poți să te ocupi cu lucruri de genul ăsta? Da, și ce fac? Eu păcălesc că... Da, tu vorbești de moralitate, da? Am înțeles. Păi, mă repet, am făcut grupele alea de copii. Unde, ce exemplu le dau? Dar cum îi atrag? Vreau să-i îmbrac frumos. Să, vreau sală a mea. Da? Pentru că, iar mai am o vorbă, a rămas mică sala sporturilor. Nu ne mai ajunge, e scurtă. Este scurtă pentru sport, ca să spun da, așa. Da, nu, pentru mai, că nu mai pentru face spectatori față. A devenit hangar. Pentru că din, erau la un moment dat 2300 de oameni pe 2000 de locuri când juca Asesoftul, da. Când s-a pus problema, haide să facem un lucru bun pentru oraș, să o mărim, să punem pe partea alaltă, a făcut-o și acum avem 200 de oameni la meci. Nu merge. Da, bine. Dar ca și, să spun, competiții, și ca, nu, e prea mică. Nu poți. Avem basketul care ocupă foarte mult cu grupele. Noi nu putem să facem, trebuie să ne ducem la privat sau știu eu, pe la alte, pe la școli, pe undeva unde găsim fereastră în programul. Foarte greu. E foarte greu. Ce să mai, adică nu mai vorbim. Deci din seria asta trebuie să ne orientăm, să ne uităm la Slatina, să luăm așa poziția asta și să încercăm să depășim Slobozia. Nu știu dacă reuși să o dați jos pe asta. Am zis că sunt handbaliste foarte bune. Da, sunt foarte bune. Da, și la Slobozia sunt handbaliste foarte bune. Da. Deci s-au întărit ca o handbaliste de luat național. Nu mai avem mult și va trebui să terminăm această emisiune, dar nu am voie să nu te întreb ce zici despre actualul traiect al echipei naționale de fotbal a României. Am fost dezamăgit total. Am fost la meci. Ne-au dominat din vestiar până la dușurile de după meci. Tot. Tot. Ca atitudine. Nu că am fost... O echipă care e sub tine în clasamentele coeficienților UEFA. Da. Da. Dăruire, implicare, devotament. Nu știu, un ritm bun.
erau, parcă erau injectați. Cu ceva, mai, aveau vitezonul. Mai o șmecherie, erau ei preinjectați sau nu aveam noi vaccinul? Nu știu, că trebuia să programeze mai așa. Să-l pună mai... mai devreme că ne lase somnul. Deci, absolut colosal. Eu spun că echipa României nu are valoare. Nu are valori. Să lăsăm pasta că Edi Iordănescu, că poate să fie și Tavi Popescu și Gheorghe Anastasescu, antrenor. Pe cine pune? Că ar veni idei din spate. Dar pune-l pe Popescu, pune-l pe Ionescu, pune-l pe... Dar nu există. Nici Popescu, nici Ionescu, nimeni care joacă afară, toată lumea. Eu nu știu cum joacă afară. Efectiv, nu-mi dau seama. Da, au fost vreo 2-3 care nu pot, nu le dau numele, dar au intrat după pauză. Nu știu cum... Eu nu știu cum joacă acolo unde joacă. Nu știu cum sunt în lot pe acolo. Sau în lot, ei, aici... Cu salariile alea da, și... Da, da. Doamne, ferește. Nu, jocul a fost dezamăgitor. Sub toate aspectele. Am lăsat Frișca pe... Noroc cu moldovanul. Ăla în poartă. La ultima, la ultima fază... Bine, a fost și bara, aliatul nostru, în sfârșit. Da. Am lăsat cireașa pe tort... Dorin să te întreb despre petrolul. Petrolul se află în anul centenarului. Va trebui la un moment dat să sărbătorească cu toți cei care și-au adus la un moment dat contribuția la ascensiunea acestei iubite echipe. 100 de ani sunt 100 de ani. Multe echipe din România nu adună împreună 100 de ani. Din eșalonul întâi vorbesc. Și iată, petrolul strânge 100 de ani și se află în Superliga. O echipă care în acest moment se prezintă undeva în prima jumătate a clasamentului și care își dorește pentru acest an un obiectiv mare, adică să ducă până aproape de finala Cupei României și dacă s-ar putea chiar să se claseze pe o poziție favorabilă celei de anul trecut. La petrolul trebuie liniște. Pentru că dacă ne uităm cu 3 săptămâni, o lună, era schimbat antrenorul, nu? Da. Toată lumea vorbea în târg și a... Eu am mare încredere în Florin. Mare încredere. Deci, da, să-l lase să lucreze. Pe cine să-l lase? Toată lumea. Să-l ajute. Aici la Plăiești nu este, aici nu, cum să spun, lumea care vine și care privește fenomenul ăsta de cele mai multe ori la televizor, că trebuie să spunem și asta, cine vine la stadion mai rar cu discuțiile și cu urletele, de la televizor și după aia pe internet, cei mai mulți. Da. Nu-l lasă niciodată. Nu e mai puțin adevărat, că și Nae Constantin a fost un antrenor bun. Tot așa, da. Da? Da. Deci ai noștri. Da. Cum au venit cu dal de Stoican, dal de, știu eu... Am început să plângem din prima. Da? Ca să nu... Și pe bani. Și pe bani mulți. Da. Bine, aia a fost când dirija altcineva cu interese, iar venim pe obscuritate. Nu mă interesează ce a vrut să facă și, și alea. Da. Dar în contextul în care au început să crească, să mai vină și alți jucători, mai, s-a reconsiderat cât de cât pepiniera proprie, ca și, să spun, organizare, lucrurile au intrat pe undeva pe un făgaș de normalitate. Da. Pentru că nu poți să joci cum e vorba, sintagma, cu joc pe burta goală, ca așa spun ei. Sigur. Trebuie să ai cât de cât partea financiară la zi, să poți să ceri jucătorului. Din punct de vedere tehnic, tactic, petrolul joacă peste multe echipe care au loc de play-off acum. Da. Mai trebuie, când ori fi bani... Mai trebuie vreo 2 jucători. Exact, exact, exact. Ca să întărească și spun că așa cu viziunea pe care o are Florin, cu asta petrolul poate să onoreze cu mare cinste centenarul. Și Marian, Marian Copilu, fără banii lui, da, eram plecați. Fără banii celorlalți, să spunem, da? Uite că și Consiliul Județean a ajutat cu ceva, centrul de copii sau pe proiect, a direcționat o sumă destul de consistentă care a rezolvat unele probleme la club. Bun, dacă fiecare, să spunem, în afară de Cocoș sau de Iulian, uh-huh, da? N-a venit nimeni aproape.
Păi dacă fiecare, așa, din puținul care îl are, fiecare firmă ar veni, am putea să ne permitem să facem niște investiții care să ducă către înalta performanță. Mă gândesc că poate și reorganizarea într-o societate pe acțiuni sau știu eu cum să vină cu o propunere de transparență și de siguranță a celor care vor să investească și lucrurile, cred că ar putea să capete o altă... Haideți că în județul ăsta cam batem pasul pe loc. Și e un județ care, sincer să fiu, eu îl iubesc, nu numai eu, și foarte mulți, iubim petrolul pentru că ne reprezintă și, în general, sportul, pentru că ne-a reprezentat la nivel național și mondial cu cinste, prin o grămadă sportivi. Băi, Iulian Dumitrescu la Consiliul Județean, Voloseviș la primărie, sunt oameni care iubesc sportul, nu? Eu nu mă bag pe primărie, nu pot să vorbesc despre, pentru că nu e. Dar în ce mă privește, au fost dăți când împreună cu parte din conducerea clubului Petrol, împreună am mers la domnul președinte Iulian Dumitrescu, la domnul vicepreședinte Apostol, la domnul Tudone, să asculte care ar fi probleme și pe parte legală să vedem cum putem ajuta fenomenul Petrol. Mm-hmm. Pentru că ne reprezintă. Asta e. Și deci să admitem faptul că s-ar zice că țin la această echipă. Țin. Cu adevărat. Sincer. Dar la handbal țin? Da. A? Da. V-a dat bani mai mulți decât anul trecut? Păi ne-a dat. Ne-a dat puțin mai mult. Mai mult de 2 lei? Nu, ne-a dat pentru nivelul ăsta, suntem una dintre grupările care asigurăm salarii mai mult decât decente. Mai mult decât atât la timp. Și la timp. Până la urmă asta... Niciodată nu s-a întâmplat să se întârzie cu o secundă. Nu. Am promis în ziua respectivă. Tocmai acest lucru, să spun, convinge în situația în care negociem cu unele sportive, deja să știe unde să plătește la timp, unde să întârzie, unde să înjură, unde să... Toate alea. Da, da. Astea să știu primele. Da. Franțuzai care de culoare? Gelica Ture este plecată în Franța. Are un și a luat viza de muncă. A încheiat contractul, a mers la ambasada României la Paris. Vine cu avizul de acolo, a susținut interviul și trebuie să mergem la serviciul emigrării să ducem avizul și o să fie bună de joc. E plătit tot. Tot cu avize, stimați telespectatori, totul se rezumă la pata la male, așa la cum v-am promis. Emisiunea a avut parte de ultima întrebare. Vreau să-i mulțumesc lui Silviu pentru prezență, să-l asigur de faptul că va mai veni, să sperăm că echipa va fi plină de rezultate, vor veni și antrenorii, vor veni și jucătoare de la activ, pentru că acum de ce? Astea sunt echipele care le avem. Avem activul la handbal, avem CSM Petrolul la basket și Cireașa BD Petrolul. La sfârșitul campionatului să facem o emisiune live cu promovarea noastră. O emisiune live cu promovarea lor, direct de la sală. E trebuie să vă spun că cei care se ocupă aici de la Dada Production au în dotare, un supercar în acest moment și vom putea face niște emisiuni așa cum meritați dumneavoastră, cei care iubiți cu atât de mult fenomenul sportiv. Încă o dată, stimați telespectatorii, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Silviu. Mulțumesc. Și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă producție Time Out.